Bună ziua și un an nou plin de realizări și cu multă, multă sănătate. Dragi studenți, distinși colegi, am pregătit pentru voi o serie de prelegeri interesante, ținute de o serie de practicieni renumiți în diferite domenii de activitate. Începem seria de întâlniri cu Iancu Buda, binecunoscutul realizator al emisiunii Banii Mișcare la Digi24. Dați-mi voie să-l prezint pe scurt pe Iancu. El este responsabil pentru dezvoltarea liniilor de servicii ca și director general al Coface Credit Management Services, acumulând o experiență de peste 15 ani privind managementul riscului de credit în cadrul companiei. Începând cu anul 2013, este lector asociat la Institutul Bancar Român, precum și la Institutul de Studii Financiare, unde predă cursuri de analiză financiară avansată și finanțe corporative în cadrul programului CEFA. Activitatea de lector universitar este extinsă prin cursurile de risk management cu predare în limba engleză, pe care Iancu le susține la ASE București. De asemenea, începând cu anul 2017, este autorizat de către ASF pentru poziția de administrator independent în Consiliul de Administrație al BRD. Bineînțeles, cum vedeți și pe ecran, autor a trei cărți, în care ultima carte, Banii în mișcare, prosperitate în 10 pași, la editura ASE București. Acum vă las în compania lui Iancu, mulțumindu-i o dată că a acceptat invitația noastră. Iancu, ai cuvântul și mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Mă bucur să fiu în mijlocul vostru. Chiar dacă vă mărturisesc că la început prima discuție cu domnul Adrian Micu a început așa protocolar și chiar Adrian mi-a spus să ne tutuim, suntem colegi de breaslă și în zona contribuției în economia românească, atât pe partea universitară cât și în business, și mă bucur să o facem și în public și să putem avea o abordare deschisă, fără prea mult protocol sau formalizare, mai ales că avem și un subiect mai personal. Plecăm de la finanțele noastre, cum economisim, cum investim, astfel încât banii să producă și mai mulți bani pentru noi. Interesul ar trebui să fie maxim și văd că este și prin numărul mare de participanți. Se pare să avem chiar și o limită. Mai devreme vorbeam înainte de această conferință, vă dau puțin din casă cu Adrian, că s-a asigurat așa ca un bun organizator să avem o planificare și mă întreba ce limită avem la aplicație pentru numărul de participanți. Spuneam să nu știu să fie o limită, dar cred că este din moment ce numărul de participanți este chiar 100 în cap, deci probabil că aceasta este limita și bănuiesc că ar mai fi și alți participanți care ar fi dorit să se alăture. Îmi pare rău că nu s-a putut, sunt și niște limitări tehnice, dar oricum, discuția noastră este înregistrată, va rămâne și o puteți publica mai departe în rândul studenților și unde doriți. Și vreau să fie o discuție. Vă invit să fie o discuție, să aveți întrebări, puteți să o faceți pe chat. Chiar aveți acolo opțiunea. Scuze că te întrerup, noi avem un grup cu comunicare, chiar acum mai așteaptă pe puțin 100 de studenți care doreau să intre în întâlnirea noastră, dar cu altă ocazie mărim limita. Da, de avut în vedere, o să verific și eu la IT, că am generat acest link cu ajutorul licenței deținute de COFAS pe aplicația Zoom. Și în business, de obicei, facem conferințe, seminarii așa mai restrânse. Cred că e această limită fixată. În trecut nu era, de aceea am spus că se pot alătura oricât de mulți, dar aceasta este, oricum, repet, e înregistrată și cei 100 de norocoși vă puteți considera norocoși în acest context. Vedeți cine se trezește și se conectează primul, prinde locurile și puteți adresa întrebări folosind chat-ul, inclusiv în timpul prezentării mele, nu trebuie să fie la final sau doar la final. O puteți face inclusiv pe parcursul prezentării. Singura rugăminte, pentru că suntem 100 de participanți, să nu fie pe voce în timpul prezentării mele, pentru că ar fi probabil prea multe întreruperi necontrolate și ne lungim prea mult. Timpul este limitat. Eu voi putea rămâne până la 11 și un pic. Am promis o oră de la momentul
efectiv al începerii conferinței. Acum este 10 și 7, probabil că la 10 și 10 intrăm în pâine, deci la 11 și 10 mă voi retrage, așa că în timpul prezentării mele o să vă rog să nu deschideți microfonul ca să se audă bine, dar dacă aveți întrebări în timpul prezentării mele, folosiți chat-ul, eu încerc să-l urmăresc în timp real, îl pot urmări și vedea. De exemplu, aveți aici un mesaj, salutare tuturor, bănesc că se vede, banii în mișcare, da? Este deja vizibil pe chat, acolo puteți adresa întrebările voastre și atunci când sunt mesaje, deja aici am un semnal, Darius, salut, da? Deci vedeți, le văd, le urmăresc, mi-apare un semnal de alert acolo când vin mesaje. Încerc să le urmăresc în timp real și să răspund întrebărilor, curiozităților voastre. Încă o dată vorbim de banii noștri, de investițiile noastre, da? Subiect absolut esențial pentru viitorul nostru. Banii pot să producă bani, nu doar noi producem bani prin muncă și prin investiții, putem să facem ca banii să producă bani pentru noi. Și chiar la un moment dat o să vă arăt și un calcul interesant. Și o să mai schimb din PowerPoint în Excel ca să vedeți câteva cifre. Foarte simple, dar extrem de interesante. Deci, ce aș vrea să aduc astăzi? Mesajul central, banii în mișcare. Care este filozofia banilor în mișcare și de ce este important să mișcăm banii? O să plecăm de la mentalitatea pe care o vedem destul de des în țările emergente în general. Salut, Irina, bine ai venit. Am văzut un mesaj. O să ne referim la cum ne poziționăm față de bani. Vedem în foarte multe țări, în curs de dezvoltare, unde educația financiară este scăzută, poziționarea se face în termeni de bogăție-sărăcie. Și o să vedem de ce nu e bine și sănătos și mental și financiar să gândim așa, de ce trebuie să gândim în termeni de independență financiară și ce înseamnă independența financiară. Apoi o să vedem cum se mișcă banii în România. Se mișcă lent, o să vedem și cauzele și consecințele. Și apoi, al treilea mesaj central al prezentării mele, cum putem să mișcăm mai rapid banii. Aici mă refer la investiții și o să vedeți câteva principii și cât de mult contează toate aceste principii. Spuneam despre bogăție și sărăcie și înainte să spun eu, a spus-o, îl recunoaște cineva din cadru, din poză, puteți scrie pe chat dacă poate seamănă cu Pitagora, cu Seneca, cu Aristotel, cu cine seamănă? Sau poate recunoașteți după citate. Ia să vedem ce spune lumea. Socrate, foarte aproape, tot cu S începe. Deși, sincer, mai pus acum, am dormit atât de puțin ieri noapte că Darius, nu știu dacă e Socrate sau Seneca. Eu credeam că e Seneca din amintiri. Se poate să fie Socrate sau Seneca. Unul din ei, doi, sigur este. Lucrez mult la niște proiecte, ați văzut că sunt implicat în multe proiecte, CEO de multinațională, scriu cărți, consultanță, predau la trei institute și la SE, Digi24, timpul e foarte limitat și cred că e Seneca sau Socrate. Oricum, cred în ceea ce a spus. În primul rând, nu voi considera niciodată sărac pe cineva căruia îi ajunge tot ceea ce are. Adevărat? Cum poți să spui tu, să cataloghezi tu pe cineva că e sărac dacă el spune că mi-e suficient? Deci e relativ. Iar apoi, dacă te consideri sărac, întoarce-te în timp. Mergi în spate un secol, în trecut, să vezi cât de bogat ești. Deci cineva care astăzi, conform standardelor sociale, da, conduce o mașină veche de 20 de ani, acum un secol nu erau mașini sau erau foarte... Cred că viteza maximă pentru deplasare era maxim 30 la oră. Deci dacă ai o Dacia 1310 și poți să prinzi 60 la oră, ești acum un secol, ești unicat. Ai fi fost unicat, da, în trecut. Iată cât de relativă este bogăția, sărăcia, dacă ne comparăm în prezent unii între noi cu alții și dacă ne comparăm în timp, în trecut. Și o să vă dau un exemplu care îmi place mie foarte mult și surprinde o înțelepciune care eu cred că este esențială în viață. Avem, îl întrebăm pe Ford ce părere are, putem să-l întrebăm. El era foarte vizionar oricum și a construit o companie. Acum nu mai putem să-l întrebăm că
nu mai este printre noi, dar un om și un antreprenor foarte, foarte vizionar. Și revenind la exemplul meu, avem un om care așteaptă în stația de autobuz și este, vedeți, zâmbitor. Dar totuși se gândește la biciclistul care trece pe lângă el, ce noroc are o bicicletă, nu trebuie să aștepte autobuzul, transportul public pentru a se deplasa. La rândul lui, biciclistul se uită la motociclist și se gândește că trebuie să fie norocos motociclistul pentru că nu trebuie să depună efort ca să se deplaseze, să pedaleze. Mai departe, motociclistul se uită așa un pic invidios la șoferul mașinii care trece cu viteză în trombă pe lângă el, gândindu-se ce norocos trebuie să fie pentru că, indiferent de condițiile meteo, are confort la volanul acestei mașini, o decapotabilă care se și închide, iar șoferul mașinii se uită la proprietarul elicopterului care trece pe lângă el, gândindu-se orice mașină aș avea, oricât de performant ar fi, tot trebuie să sunt blocat în trafic. Ce norocos trebuie să fie proprietarul acestui elicopter, nu are blocaj, obține autorizație să se ridice de la sol și merge în continuu, fără să se oprească. Iar proprietarul elicopterului, ce credeți, se duce la spital pentru operație pe viață și pe moarte și se gândește, uitându-se la omul din stația de autobuz, ce norocos trebuie să fie acel om. Pare că nu are multe avuții din moment ce așteaptă să se deplaseze cu transportul public, deși și asta e un model, eu vă zic câțiva milionari, când spun milionari, au peste 100 de milioane de euro care se deplasează cu transportul public în București, dar e mai mult viața lor privată, nu vreau să dau nume, și se gândește ce norocos trebuie să fie acel om, pare să fie împlinit, are cel mai prețios lucru în viața aceasta, sănătatea, pare sănătos. Mereu când o să ne comparăm bogăție, sărăcie, mereu o să găsești oameni mai săraci decât tine, mai bogați decât tine. A gândi dezvoltarea financiară, avuția noastră în acești termeni este foarte relativ și greșit. Noi ar trebui să gândim și să știți că țările mai dezvoltate, unde educația financiară are o istorie mai lungă și e mai dezvoltată, noi ar trebui să gândim în termeni de independență financiară. Ce înseamnă independența financiară? Înainte să vă arăt treptele, și o să vedeți că suntem pe poziția a șasea la independență financiară, pe scurt, independența financiară înseamnă, eu dacă vă întreb cât de bogat ești, pe o scară de la 1 la 10, nu e ușor să răspunzi. Depinde cu cine te compari. Sunt cel mai bogat din sat, dar cel mai sărac de la oraș. Depinde cu ce te compari. Dar dacă te întreb cât de independent financiar ești, ar trebui să-mi spui foarte, foarte exact. Iar independența financiară se măsoară în câte zile poți să trăiești din banii produși de banii tăi. Exemplu, să spunem, e doar cu titlul de exemplu, da? Cheltuielile unei familii pe lună sunt 1.000 de euro. Cât cheltuie pe an? 11.000 de euro. Ai un portofoliu de investiții de 110.000 de euro, care își generează un randament anual după ce scazi inflația de 10%. Cât câștigi? 110.000 de euro? Cât îți generează banii câștigați de banii tăi? 11.000 de euro, nu? Și atunci, pardon, 1.000 de euro 12 luni sunt 12.000 de euro. Avem un portofoliu de 120.000 de euro. Cât își generează 10% după inflație? 12.000 de euro, 12.000 de euro. Și atunci, câte luni poți să trăiești din banii produși de banii tăi? Răspunsul este 12. Dar atenție, este în continuu. Pentru că portofoliul meu de investiție principalul rămâne același. Eu doar din randament trăiesc 12 luni. Iar anul următor, ce am? Alte 12.000 de euro cheltuieli. Iar portofoliul meu mai generează încă 10% randament. Iar principalul rămâne la fel. Deci nu am 120.000 de euro pe care îi cheltui în 10 ani. Dar scoțând banii, nu, trăiesc din randament. Și atunci când poți să trăiești din randament, se cheamă că ești independent financiar. Cu alte cuvinte, nu mai trebuie să muncești o singură zi din viața ta până mori, că toți o să murim, indiferent cât trăiești,
60, 80, 100 de ani, nu mai trebuie să muncești o singură zi din viața ta ca să te întreții pe tine și familia ta. Sună frumos? Eu zic că sună frumos. Asta este independența financiară. Și scopul nu este să ajungem la independență ca după aceea să stăm pe un șezlong, să bem cocktailul, să mâncăm fripturi sau legume, fructe și să dormim. Scopul este să nu mai avem stresul banilor și să facem ceea ce iubim în viață. Miza e maximă. Nu se poate, din punctul meu de vedere, ceva mai măreț decât a face ceea ce iubești tu. Din pasiune, din plăcere. Mulți oameni se duc la muncă pentru că trebuie să aducă niște bani acasă ca o cheltuiel, responsabilități. Nu le place ceea ce... Nu iubesc activitatea, nu sunt pasionați. Chiar au o părere foarte proastă, intră în depresie, sunt triști. Își urăsc colegii, își urăsc șeful. Alții sunt bucuroși. Dar majoritatea, și sunt multe studii, arată că mulți dintre oameni, nu doar în România, nu iubesc ceea ce fac. Ajung acolo din inerția vieții. Și este păcat. E o vizită scurtă ce avem noi aici pe pământ. Și atunci este să ajungem în punctul în care facem ceea ce vrem noi. Din plăcere, din pasiune, este absolut minunat. Pentru că suntem noi autentici, împăcați cu noi înșine. Dar să ajungi la independență financiară nu e ușor. E nevoie de timp. Să urci pe treptele independenței financiare. Și unii sunt în prima treaptă și nu reușesc să urce mai departe. Sunt în zona de faliment. Ce înseamnă faliment? Veniturile active, adică pentru care muncesc, sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor de trai și datorii. Adică, practic, acolo ce avem noi, și din nou am trecut pe munte pe toată lumea, cred că deja nu se mai aude acel bâzâit, s-a deschis un microfon undeva și se făcea microfonie, poate cu o transmisiune și în paralel sau nu știu. Dar acum cred că nu se mai aude, cel puțin eu auzeam și încă o dată reau rugămintea să închideți microfoanele. Și dacă aveți o dorință de a interveni, să o faceți pe chat. Deci unii rămân blocați în zona de faliment. Veniturile, salariul, da? Ce înseamnă venitul activ? Muncesc pentru acei bani. Nu le ajung pentru cheltuielile de trai plus datorii. Și atunci ce fac? Rostogolesc datoriile. Ce ar trebui să facă? Să investească în ei, să le crească venitul. Mai devreme am intervenit live la știrile dimineții la Digi24. Conform Institutului Național de Statistică, în România se investește într-o gospodărie medie reprezentativă 0,4% pe educație, 0,2% pe investiții. Băuturi, alcool și horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, 15%. Deci dăm de 30 de ori mai mult pe băuturi, alcool și restaurante, cafenele decât pe educație și investiție. Doar acestea ne pot crește venitul. Să fim mai competitivi, mai performanți. Cei care reușesc fie să-și scadă cheltuielile, fie să-și crească veniturile, ajung pe a doua treaptă. Se cheamă solvabilitate. Acolo unde venitul muncit, salariul, acoperă cheltuielile de trai, deci nevoile plus datoriile. Dar nu economisesc. Cum spunem, trăiesc de la o lună la alta. Cei care reușesc să economisească ajung la nivelul de confort financiar, care înseamnă că veniturile active pentru care muncim, suntem activi ca să le câștigăm, acoperă cheltuieli de trai plus datorii plus fondul de urgență. Fondul de urgență înseamnă 6 luni de cheltuieli. Aici este o mare capcană. Unii, pe măsură ce câștigă mai mult, cheltuie mai mult. E o mare problemă. Dacă vrei să rețineți ceva din acest seminar, primul mesaj este următorul. Nu trăiți la nivelul venitului. Cheltuiți mai puțin. Iar când venitul crește, rămâneți acolo cu standardul de viață. Economisiți mai mult, investiți mai mult și atenție, a doua, creșteți standardul de viață pe măsură ce banii câștigați de banii voștri cresc. Exemplu, eu am stat în Moxa, la AS, când eram student la Finanțe Bănci. Apoi am terminat, am continuat cu școala doctorală, Dofin.
Am rămas în București și am studiat și CFA-ul la distanță în America și MBA la Sheffield și alte programe. În fiecare an continui să investesc în mine. Mi-am luat o garsonieră la 21 de ani pe credit. Apoi am trecut la două camere pe credit. Dar știți când am făcut treaba aceasta? Când banii produși de banii mei, de investițiile mele, mi-au plătit creșterea standardului de viață. Ca să trec de la un credit de garsonieră la un credit de apartament două camere, plăteam rata la bancă în plus 100 de euro. Munceam eu pentru 100 de euro? Nu. N-am făcut pasul acesta decât după ce am făcut investiții de 12.000 de euro. Investiții de 12.000 de euro care generează un randament de 10%, ce înseamnă? 1.200 de euro randament pe an, adică 100 de euro pe lună. Adică banii câștigați de banii mei mi-au plătit confortul adițional. Lumea cade în capcană că dacă are venituri mai mari, își dorește, evident, e normal să ne dorim mașină mai nouă, casă mai mare și imediat când crește venitul, cresc datoriile și cresc cheltuielile. Greșit. Când ne crește venitul, rămâneți acolo cu cheltuiala. Un an, doi ani, trei ani. Până când acumulați un portofoliu de investiții care vă generează un randament și trăiți mai bine din randamentul produs de investițiile voastre. Cei care fac treaba aceasta ajung să facă dezîndatorare. Pentru că își plătesc din datorii datorită acelor investiții și randamente. Și de la acel punct încolo se întâmplă un declic minunat. Banii încep să muncească pentru noi. Până la acest punct, noi am muncit pentru bani. Banii încep să muncească pentru noi, adică randamentul investițiilor. Și cine continuă să economisească și mai mult, și mai mult, ajunge la siguranță și libertate financiară. Asta înseamnă că veniturile pasive, ce înseamnă venituri pasive? Randamentul investițiilor, da? Banii generați de banii noștri. Îmi acoperă cheltuielile de trai. Dacă continui, ajung la independență. Randamentul investițiilor îmi acoperă cheltuieli de trai plus dorințe, deci nu doar nevoi. Am nevoie să mă duc în concediu? Îmi doresc să mă duc în concediu. E o plăcere. Am nevoie să mănânc, am nevoie să beau, am nevoie să dorm. Acelea sunt nevoi. Dar concediile sunt dorințe. În momentul în care îmi plătesc inclusiv aceste dorințe din banii produși de banii mei, ajung la independență financiară. Iar prosperitatea este atunci când pot să fac și donații din banii câștigați de banii mei. Și exact asta fac în cartea Banii în Mișcare, pe care v-am prezentat-o la început. Este exact cartea cu titlul emisiunii, Banii în Mișcare, care se poate găsi online la o simplă căutare pe internet. Și chiar în perioada aceasta, așa s-a nimerit, e planificată de acum o lună, dar mă bucur că s-a nimerit chiar și așa, această suprapunere, exact în perioada aceasta, 11, 12, 13 ianuarie, pe EMAG este revoluția prețurilor, adică multe discounturi, iar cartea se poate cumpăra la un discount de 40%, doar cu 28 de lei. Și sunt 350 de pagini cu 100 de soluții concrete, cum să investești ca să ajungi la prosperitate. Și vreau să avansăm în discuția noastră, să vedem cum ajungem acolo. Pentru că, și sper că e clar și e important de ce să gândim în termen de independență, nu în termen de bogăție. Și e important să vedem ce se întâmplă în România, pentru că, din păcate, avem cea mai scăzută educație financiară din Europa. Standard & Poor's a măsurat prin trei întrebări. Ce este inflația, ce e dobânda compusă și diferența dintre un depozit și cont de economii? 22 de români din 100 au putut să răspundă la toate cele trei întrebări. Corect. Cel mai puțin din Europa. Avem cel mai scăzut grad de educație financiară din Europa și suntem în ultimii 5% din lume, de pe pământ. Deci dacă e 100 de pământeni, românii sunt pe poziția 95, 96, 97 la coadă din perspectiva educației financiare. Și pentru că nu știm cum să investim și ce să facem cu banii noștri, 90% din avuția poporului român stă blocată în depozite bancare și imobiliare. Cele mai proaste investiții. Pentru că
Uitați-vă în America ce se întâmplă. Și avem raportul de stabilitate financiară de la Banca Națională, care ne spune 77% din avuția poporului român stă blocată în imobiliare, 12% în depozite bancare, 90%. În America, cele două au 33%. În Europa dezvoltată au 65%. Noi nu mișcăm banii. Suntem cei mai mari proprietari de case și de mașini din Europa, suntem cei mai săraci. Credem că suntem bogați. Europenii râd de noi. Olandezii care merg pe biciclete și vin și văd atâtea Rolls-Royce-uri pe stradă și râd de noi. Că dacă ăla care are Rolls-Royce de obicei pe datorie sau se îmbolnăvește, nu mai poate să plătească rata la leasing, la Rolls-Royce. Avem cele mai multe mașini luxoase pe 1000 de locuitori din Europa. Suntem cei mai săraci. Polarizarea societății și gândirea în termeni de bogăție, sărăcie. Nu mișcăm banii în economie. Îi blocăm în cărămizi și depozite bancare. Iar când banii nu se mișcă, țara este săracă. Nu se dezvoltă. Uitați-vă pe ultimii 8 ani. Cum să mișcăm banii? Prin investiții la bursă. Și vreau să vă arăt puțin niște calcule. Și apoi o să mă întorc la acea spirală. Uitați-vă pe ultimii 8 ani. 2012-2020. 2012-2020. Investițiile în piața de capital au generat un randament de 232% din câștigul de capital, adică creșterea prețului acțiunilor și dividende. Dacă considerăm și anul 2021, care, atenție, doar anul 2021 a adus un câștig de 40%, bet total return, 33% din câștig de capital, 6% din dividende. 40% plus 232, 272. Imobiliarele, 81% randament în ultimii 8 ani. 41% din creșterea prețului, 40% din chirii. Că dacă cumperi un apartament și îl închiriezi, chiria pe an, minus 20%, că ai taxe, ai întreținere și ai un grad de neocupare, că nu o să fie permanent ocupat, îți dă un randament de 4,5%. Extraordinar de mic, cu un efort extraordinar de mare. Pentru mine să mă duc să cumpăr case, să le închiriez, să caut chiriași, să-i monitorizez, n-am timp de așa ceva. Ca să ce? Să obțin 4% randament din chirie pe an? La atâta efort? La atâta sumă blocată? N-am diversificare, n-am granularitate, n-am lichiditate. Când vrei să vinzi, e greu să vinzi. Când am vândut la Megidia, ne-am mutat la București, ne-a luat 4 ani să vindem un apartament de 4 camere, 2 băi, 2 balcoane și garaj. Că era foarte mare proprietatea și Megidia moare, că de la 60.000 mai sunt 30.000 de locuitori. Ne-a luat 4 ani. Păi la bursă poți să vinzi într-o oră acțiunile. Să monetizezi. Calitatea unei investiții stă în trinitatea. Randament, risc, lichiditate. La imobiliare, riscul e mai micuț, într-adevăr, dar randamentul e mic, lichiditatea foarte proastă. Nu merită. Nu merită. Efort raportat la efect. Și totuși românii țin 77% din bani în imobiliare. Pe cine auzi? 9 din 10, ce faci cu banii? Cumpără o garsonieră, o închiriez. Bă, dar altceva nu știi. Cu ce crește România că ai cumpărat tu o garsonieră? Uitați-vă la depozite. Aduc 18%. Dar dacă scădem inflația, în cripto, unii mai investesc în cripto. O să vorbim puțin și aia nu se cheamă investiție, se cheamă speculă. Randamentul raportat la risc. O să vă arăt deviația standard. Randamentul raportat la deviația standard. Orice investitor irațional compară randamentul la risc și face și return premium, adică sharp ratio. Randamentul peste randamentul obligațiunilor de stat raportat la risc. Știm cu toții acest indicator, sharp ratio. Cu cât e mai mare, cu atât calitatea activului e mai bună. Bitcoinul e de 2 ori mai prost decât bursa de valori de la București. Dar lumea crede că e mai bun. De ce? Că se uită doar la randament. Nu se uită și la deviația standard, adică volatilitate, adică risc. Sunt extraordinar de riscante. Și randamentul e prea mic, având în vedere riscul. O să ajung și acolo. Cum putem să punem banii în mișcare? E stupid, e ciudat, e paradoxal, nu? Cele mai proaste investiții blochează 90% din avuția poporului român.
Titlurile de stat sunt și ele un activ interesant pentru diversificare, dar nu prea mult pentru că n-au randament. Au risc mic, dar au și randament mic. O să vorbim puțin mai încolo despre diversificarea portofoliului. Pe termen lung recomand acțiuni. Pe termen lung acțiunile sunt mai puțin riscante decât obligațiunile. Cine mă aude spune imposibil. Calculați deviația standard pe 20 de ani la obligațiuni prin comparație cu acțiuni. Pe termen scurt acțiunile sunt mai volatile. Pe termen lung acțiunile sunt mai puțin riscante. Totul e să ai răbdare și curaj și încredere să aștepți și să-ți propui o strategie de investiții pe termen lung. Sugerați să investim în firmele românești? Da, inclusiv, mă întreabă pe chat Ionuț. Mulțumesc pentru întrebare. Inclusiv în firmele românești, dar nu numai. Și în indicele Standard & Poor's în America, și în DAX, indicele din Germania, dar și în indicele de la bursă. Ia uitați ce se întâmplă cu România. Dacă mai mulți români ar investi la bursa de valori, ce credeți că se întâmplă când investim noi în piața de capital? Companiile se dezvoltă cu banii aceia, creează locuri de muncă, cresc vânzările, achizițiile de la furnizori, se dezvoltă furnizorii, rulajele sunt mai mari, mai profitabile, pentru că avem economii de scară, veniturile suplimentare la bugetul public, cresc investițiile publice în educație, sănătate, infrastructură, crește România. Cu ce crește România? Că am cumpărat o garsonieră și o închiriez. Dar dacă investesc la bursă, și aici este cheia mesajului meu, prosperitatea mea merge mână-mână cu prosperitatea României. Simbioza perfectă. Degeaba ești prosper dacă ești într-o țară săracă. Cazi pe stradă, vrei să ajungi în spital? Busuioc de la ProTV când era în Craiova, dacă nu era un student. Pentru că singurul doctor din Craiova, după 48 de ore de muncă, s-a dus să se culce, dacă nu era un student să-i pună stentul ăla, murea. Poți să fii Gigi Becali, îți trebuie intervenție la urgență, în 5 minute. Unde faci? Cu ce doctor? Cu ce spitale? Degeaba suntem bogați dacă țara nu e bogată. Și asta nu e doar altruism, este și egoism. Pentru că Iisus ne-a spus, cele două sunt egale. Iubește-te pe tine ca pe aproapele tău. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Iubește-ți aproapele ce înseamnă? Altruism. Iubește-te pe tine, egoism. Ele sunt egale. Nu se exclud. Nu sunt ca apa și uleiul. Mă iubesc pe mine, vreau să fac investiții ca să-mi ajut aproapele, România, să se dezvolte România. Companiile, business-ul, taxele, investițiile, numai așa putem crește împreună. Și uitați-vă ce randamente. Că nu facem donații, ne creștem banii fraților de 3 ori în ultimii 8 ani. 232% plus 40% în 2021 înseamnă 272%. Ne creștem banii de 3 ori. Dar crește și România. Nu doar noi. Nu doar avuția noastră. Ce platforme folosiți pentru investiții? Hai să ne apucăm de treaba mai palpabilă, da? Cum investim? Pentru că aici apare un blocaj. Lumea spune, și o să vă spun și ce platforme. Apropo de Bitcoin, că vreau să vă arăt puțin, ia uitați-vă. Și asta era, am calculat în noiembrie, când era 48, acum cred că e 42 sau undeva pe acolo. Uitați-vă în stânga indicele BET de la piața principală și uitați-vă în dreapta Bitcoin. Repet, asta este din noiembrie, acum este 42. A avut două gâlme de cocoașe, a pornit anul trecut la 42, acum tot la 42. Randamentul ianuarie-noiembrie la bursă, 30%. Numai din creșterea acțiunilor, cu dividende se duce la 40%. La Bitcoin, 100%. Și asta se întâmpla până în octombrie, că era 66.000 și a pornit cu 30 și ceva de mii la începutul anului. Dar deja randamentul acum este zero. Pentru că la nivel de an, dacă compar ianuarie 2021 cu ianuarie 2022, tot la 42.000. Vedeți cât de mult se schimbă, ce volatil e? De aceea și deviația standard la Bitcoin, știm foarte bine, da? Pentru fiecare valoare zilnică, scădem față de prețul mediu, calculăm pe ultimul an cotația medie și scădem față de medie, ridicăm la pătrat, facem sumă, împărțim la numărul de observații minus 1, facem radical.
formula pe deviația standard. Ne arată volatilitatea, adică amplitudinea creșterilor și scăderilor. Ia uitați-vă la Bitcoin. 22%. Ia uitați-vă la BET, indicele BET de la Bursa de Valori. 3,6%. Mult mai puțin riscantă. Și indicatorul Sharpe Ratio e de două ori mai bun aproape investițiile la bursă decât Bitcoin. Orice investitor rațional compară randamentul raportat la risc. Și lumea nu investește, domne. Nu investește. Ia uitați-vă, câți români credeți voi că investesc la bursă? Lăsând deoparte pilonul 2, că și prin pilonul 2 se fac investiții indirecte și fondurile de investiții, fondurile mutuale ale băncilor. Câți români credeți că și-au deschis cont la un broker să investească la bursă? Sunt 10 milioane de români, populație adultă activă. 10 milioane în România. Restul sunt copii și pensionari. Din 10 milioane, cât la sută? Dați un procent, scrieți pe chat acolo, aruncați niște cifre. Sub 5%, altcineva 30%, 2% zice Drăgan. Ia să vedem. 10%, Maria, ia să vedem. 2%, 0,5%. Bravo, Darius. 0,5% era în 2020. În 2021 este 0,7%. Acesta este procentul. Păi în America jumătate investește la bursă. Și nu de un an, doi, de 100 de ani. De aia sunt americanii unde sunt și 80% din capitalul companiilor vine de la bursă în America. La noi 4% se finanțează din capitalurile proprii ale companiilor de la bursă. Noi ne finanțăm de la furnizori, nu plătim facturile sau le plătim târziu și uite așa luăm bani. Și de la bănci. 70% luăm de la furnizori, 20% de la bănci, 4% de la bursă și 6% din profit reinvestit. Că dăm prea multe dividende, că e doar 5% impozitul și scoatem dividendele. Impozitul pe dividende în Europa e 23%, la noi e 5%. Și lumea nu investește. Sunt niște mituri. Unii cred că le trebuie multe averi ca să investească. Sume mari de bani. Fals. Poți să investești 100 de lei pe lună la bursă. 100 de lei pe lună. Dacă investești 100 de lei pe 30 de ani, la un randament de 10%, ai 40.000 de euro. Dacă investești 300 de lei, ai 120.000. Dacă investești 600 de lei, ai 240.000 de euro cu randament de 10%. Randament minim. O să vă spun și strategia și ce platformă folosesc eu. Puțin mai încolo. Știți câți români au peste 100.000 de euro avuție netă? Adică acumulări minus datorii? Câți credeți? Ia dați niște cifre. Peste 100.000 de euro avuție netă. Bravo, Narcis, 5%. Asta e. Florine, 40%. Unde ești? În Germania? Unde ești? În România, 5% din români au peste 100.000 de euro. Știți cât se cheltuie pe băuturi alcoolice, tutun și Horeca? 15%. Cât e salariul mediu? 3.500. Două persoane într-o familie, 7.000. Cât înseamnă 15% din 7.000? 1.000 de lei. N-avem 300 de lei pe lună? Să investim? Se pare că n-avem. Sau avem, dar nu ne gospodărim. În 30 de ani, oricine investește 300 de lei pe lună va avea 120.000 de euro. Cu un randament de 10%. Și o să mă întrebați, Iancule, dar de unde știi tu că e randamentul 10%? O să vedeți puțin mai încolo o strategie pe care o poate aplica oricine cu 4 clase cu 100 de lei pe lună. Nu trebuie să fii absolvent de finanțe ca să investești la bursă. Unii nu investesc pentru că spun că sunt prea tânăr. Am timp. E o mare greșeală. Tocmai ăsta e avantajul. Ia uitați-vă aici. Dacă investești 100 de lei cu un randament de 10% pe an, cât ai în 10 ani profit? 159 de lei. Ia să facem pe telefon.
Facem așa, 1,1 la puterea, că e dobândă compusă, nu? Randament compus. 1,1 la puterea 10-a. Deci ridic aici unde ești, la puterea 10-a. Îmi dă 2,59. Ori 100, 259. Minus principalul pe care l-am investit, capitalul inițial, îmi dă profit 159,3742. Dacă calculați și voi, 159 pe 10 ani. Dar dacă investesc pe 30 de ani, aceeași sumă, 100 de lei. 1645. Ia să vedem. Cine are calculator sau un Excel, faceți așa. 1,1 la puterea 30. 17,4494 ori 100, 1744, minus 100 inițial, 1644,94. 1644,94. Am făcut școala doctorală pe econometrie, am învățat vector autoregresiv, panel, martingale. Dar uităm lecția cea mai importantă de economie. Puterea dobânzii compuse pe termen lung. Ce am făcut eu aici? Am descoperit ceva de premiul Nobel? Nu. Este cea mai simplă logică elementară. Am triplat perioada, mi-am înzecit câștigul. O spun încă o dată, poate nu o conștientizați. Mi-am triplat perioada de 3 ori. Și ce s-a întâmplat? Mi-am triplat câștigul? Nu. Mi-am înzecit câștigul. Puterea de a gândi pe termen lung. Deci atunci când investim, investim pe termen lung. Investim în fiecare lună, e un ritual. La fel cum mă trezesc dimineața și beau apă. În fiecare lună investesc. Obicei. Dacă îmi intră banii, nu la sfârșitul lunii ce-mi rămâne. Și diversific. Strategia se cheamă ODI. O să vă spun mai târziu. Orizont pe termen lung, diversificare, investiții periodice. Se mai folosește acronimul DCA, Dollar Cost Average, la această strategie. Este foarte bună și foarte simplu. Unii spun ce crezi, că dacă nu sunt prea tineri, ce... Spun că sunt prea bătrâni. Uitați-vă la Warren Buffett. Cum a evoluat averea lui? Jonathan, o întrebare. Scrie acolo, urmăresc și încerc să răspund. Am văzut pe chat. Uitați-vă la Warren Buffett. Recunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari investitori ai tuturor timpurilor. El a început să investească la 15 ani. La 11 ani a cumpărat prima acțiune și a spus, mi-am pierdut timpul până la 11 ani. Prima acțiune cumpărată de Warren Buffett, conform propriilor declarații, la 11 ani. Da, iau în considerare, scad și inflația, dar să știți că inflația, Jonathan, este 8% la sfârșitul anului, în octombrie-noiembrie 2021. Media, inflația pe 2021, e 5% și ceva și este atipic de mare. Deci randamentul acesta de 10% este real după ce scade inflația. Și putem aștepta o inflație medie în România undeva la PIB-ul potențial. Deci 3%. Și ținta băncii naționale este 2,5%. Acestea sunt perioade atipice, nu e 8%. Este doar inflația din luna octombrie 8%. Media anuală pe 2021 e 5,6% media. Probabil anul acesta va fi tot așa, între 5 și 6% și este o inflație record a ultimului deceniu. Și e important să ne acoperim inflația. Păi în ultimii 5 ani, depozitele au pierdut 25% din valoare sub inflație. 25%. Este enorm. Vreți să o spun altfel? Din 4 ore muncite departe de casă și de familie și bani băgați în bancă, o oră a mâncat o inflație. Am stat o oră departe de familie ca fraierii. Că am pus bani în bancă, o oră din 4 ore, un sfert i-a mâncat inflația. Nu e frumos.
am cedat timp cu familia, cu copiii, ca să ce? Să-i punem în bancă, să strângem bani, să economisim, să-i punem în bancă, ca să-i mănânce inflația? Mai e păcat. Și uitați-vă la Warren Buffett. La 66 de ani, vedeți mouse-ul meu cum se plimbă pe aici? La 66 de ani avea 17 miliarde, miliarde. Nu există român care să aibă această avuție. 17 miliarde. Ce a făcut? S-a retras pe un șezlong să-și trăiască bătrânețea liniștit? Nu. A continuat să investească. Ia uite cum s-a dus avuția lui. Acum este 80 și ceva de miliarde. Deci omului ăsta i-a luat de la 11 ani când a început să investească până la 66 de ani. 55 de ani să acumuleze 17 miliarde. 55 de ani. Și în următorii, doar în următorii 30 de ani, a mai acumulat de 5 ori mai mult. Înțelegeți? Și vedeți pe grafic exponențial. Nu există să-mi prea tânăr. Tocmai ăsta este avantajul. Nu există prea bătrân. Niciodată nu e prea târziu. Nu există, n-am bani. N-avem 100 de lei pe lună? Majoritatea dintre noi nu avem 100 de lei pe lună? Eu nu cred. Și totuși sub 1% din români investesc la bursă. Ce se întâmplă cu țara noastră? Uitați-vă strategia și vă spun cum investesc eu. Și cum cred că e cel mai bine să investești. Se cheamă ODI. Orizont pe termen lung, diversificare, investiții periodice. Ce înseamnă? Cumpăr în fiecare lună. Vedeți indicele BET Total Return? Ce scădere bruscă a avut în 2008 cu recesiunea și în 2009. După care a tot crescut și a avut nevoie de un deceniu ca să revină la nivelul inițial. Cumpără în fiecare lună. Inclusiv vei cumpăra în perioadele când piața e jos. Ce înseamnă? Costul de achiziție mic, randamentul viitor mare. Când televizoarele sunt la reducere pe EMAG de Black Friday, de ce e nebunie și toată lumea cumpără? Când bursa e jos, de ce nu se cumpără acțiuni? Că lumea nu înțelege. Păi dacă profitul companiei e la fel și prețul scade, e bine. Compania e valoroasă. Piețele sunt iraționale. Cumpără în fiecare lună. Mergi pe termen lung. Nu știi, nu te pricepi, începe. Experiența o să te învețe. 100 de lei pe lună. Stilul tău de viață nu se va schimba. Începe. Primul pas. 100 de lei pe lună. Să vezi ce se întâmplă. Dacă îți asumi strategia aceasta, cel puțin 5 ani. Ca să aibă timp să-și facă efectul, să se vadă rezultatele. Ok? Cineva spune că să ținem cont și de partea psihologică. Suntem ființe emoționale, nu raționale. E ușor să investești lunar, e mai greu să stăpânești emoțiile în momentul fluctuațiilor de preț, când ești la început de drum. Așa este. Mare adevăr. Cine a spus aici? Ionuț Tuleacă, Gabriel. Bravo! Așa este. Gândește-te că ai făcut 10 ani strategia asta și în 2008 ai 100.000 de euro acumulați la bursă și scade piața la jumătate. Nu la jumătate, de 5 ori. De la 10.000 a scăzut indicele la 2.000. Toată avuția ta a scăzut de 5 ori. Ai înghețat. Dar dacă înțelegem fundamentele din spate și ne stăpânim emoțiile și gândim pe termen lung, vom deveni conștienți că aceste fluctuații sunt doar temporare. Dragilor, n-a scăzut profitul companiilor de 5 ori. Atunci de ce a scăzut prețul de 5 ori? Că s-a speriat lumea, a fost overflow, mulți au vândut, a crescut oferta. Ce se întâmplă cu prețul? Scade. Emoțional, irațional. Păi scuzați-mă, era, ca să dau alt exemplu, în București, în 2008, era o garsonieră 80.000 de euro. Dacă nu venea recesiunea, cred că ajungea să fie 100.000 de euro. Asta înseamnă că cine spunea
Oameni buni, o garsonieră nu valorează 100 de mii de euro, că se închiriază cu 300 de euro. Valoarea unei proprietăți imobiliare este simplă. Chiria pe 15 ani minus 20%. Iei chiria pe care o poți încasa, înmulțești cu 12 luni, înmulțești cu 15 ani, scazi 20%. Aia este valoarea. Orice e peste, e supraevaluat. Asta ce înseamnă? Că dacă nu venea recesiunea și creșteau prețurile la garsonieră până la 100 de mii, analiștii care spuneau, nu vă îndatorați, nu valorează atâta, se înșelau? Nu se înșelau, ei erau raționali. Piața era irațională, exuberantă, speculativă, lacomă. Cătălin, supraevaluarea e diferența dintre preț și valoare. Dacă prețul e mai mare decât valoare, este supraevaluat. Dacă prețul e mai mic decât valoare, este subevaluat. Cum se calculează valoarea la imobiliare? Chirie înmulțit cu 15 ani, minus 20%. Dacă un apartament se închiriază cu 500 de euro, cât e pe an? 6.000, cât e pe 15 ani? 90.000, minus 20%, cât e valoarea? 72.000. Cât mi-a luat? 10 secunde să calculez. Aia este valoarea și logica din spate. O explic în cartea Banii Mișcare, de exemplu, capitolul 2, investiții inteligente în imobiliare. Că și acelea pot fi bune dacă le faci. Eu n-am spus, lumea, am văzut în social media că a spus Ian Cuguda să stăm în chirii. Eu n-am spus asta. Eu am spus, e foarte bine să stăm în casele noastre, proprietate personală, să nu stăm în chirie, dacă respectăm trei reguli. Cumpărăm la prețul corect, adică chirie ori 15 ani minus 20%. 2. Cumpărăm casa pe care ne-o permitem. Cât ne permitem? Veniturile familiei pe 5 ani minus 10% dacă cumperi cu capitalul proprii sau minus 20% dacă cumperi pe credit. Ce venit are o familie? 20.000 de euro. E un venit bun pe an. Ori 5 ani 100.000. Minus 20%, 80.000. Pe credit. Eu vă zic, am prieteni, cunoștințe care câștigă 20.000 și stau în case care costă 150.000. Nu și le permit. Știți ce îmi spune? Mi-a dat tata sau mi-a dat banca. Asta nu înseamnă că îți permiți. Banca o să-ți dea maxim cât se poate ca să-ți ia dobândă. Dar nu e sustenabil, nu e sănătos. Și a treia regulă, nu te supraîndatora. Maximum 25% din venitul familiei trebuie să se ducă pe rata bancară. 10% pe nevoi personale, auto, alte urgențe și 5% buffer, rezervă. Că ieri seară, la jurnalul de seară, am fost invitat de Cosmin Prelipceanu, vorbeam despre creșterea dobânzilor și ce se va întâmpla. O să crească robor, cred, cu încă 2,5%. Ratele la bancă, la credite ipotecare, o să crească cu 30%. Pe dacă eu m-am dus din prima la 40% grad de îndatorare, cât îmi permite maxim, numai din creșterea dobânzii cu 30%, rata lunară mă voi duce la 52%. Și după aia am probleme cu rambursarea creditelor. Deci e ok să stăm în case, proprietate personală. Dacă sunt cumpărate la prețul corect, ne permitem casa și nu ne supraîndatorăm. Și toate logica pentru aceste formule, de ce venitul pe 5 ani, Iancu, și nu pe 6 ani? Cartea Banii Mișcare are 350 de pagini. Găsiți acolo tot ce vă trebuie, în capitolul 2. Zilele astea costă 28 de lei. Cred că e cât o șaorma cu de toate. Dar în România se cumpără șaorma și citim cele mai puține cărți. Și după aia luăm credite și nu mai putem să ne plătim și ne supraîndatorăm. Și dăm 0,4% pe educație, inclusiv cărți, și 0,2% investim. Culegem ceea ce semănăm. Deci oricine are 100 de lei pe lună, marea parte dintre noi pot pune 100 de lei pe lună. Investim în fiecare lună pe termen lung. Asta e strategia cea mai bună.
Există, mă întreabă pe chat Cătălin, și achiziția unei mașini. Câtă mașină ne permitem? Da, există, sunt trei întrebări. La fel, găsiți în cartea Banii Mișcare explicată logica tot ce trebuie. În primul rând, nevoie, dorință. Și vă spun și pe chat aici. Dacă nu mergi minim 1000 de kilometri pe lună cu mașina, n-ai nevoie de ea. Sau ai nevoie, dar e mai ieftin să mergi cu taxiul. Am făcut un calcul. Ce înseamnă să deții o mașină? Scăderea prețului, asigurare, întreținere. Mi-a căzut ochelarii pe undeva pe aici. Sper să-i găsesc. O secundă, da? Gata. Fără ochelari, totul se transformă așa într-o ceață. I-am găsit. Gesticulez și mai dau cu mâinile peste. Dacă nu mergi 1000 de kilometri pe lună, nu merită. E mai scump să mergi cu mașina, mai bine mergi cu taxiul, e mai ieftin. Al doua, achiziția, maxim 50% pe credit. Deci cel puțin jumătate să fie cu banii jos. Și a treia, câtă mașină îți permiți? Trei repere. Unu, venitul familiei pe an. Și scriu și nu pot în paralel. Minus 10% dacă iei pe cash sau 20% dacă cumperi pe credit. Minus 5% pentru fiecare copil. Deci o familie cu venituri de 10.000 de euro pe an, dacă cumpără pe credit, 8.000. Are 2 copii, 7.000. Atâta mașină își permite. O să mă întrebați de unde sunt astea. Le-ai scos din burtă? Sunt calcule în spate. E o logică. Ține de cât trebuie să economisești, cât trebuie să investești. Este un reper în viață. Reperul de acumulare. Dar vi-l spun puțin mai încolo, că în spatele multor formule se află reperul de acumulare. Și explic în cartea Banii Mișcare toate aceste lucruri. Al doilea reper, maximum 10% din avuție netă. Adică acumulări minus datorii. Ai avuție de 100.000 de euro, îți cumperi o mașină de 10.000 de euro. Eu știu oameni care stau în apartamente de două camere și au mașină de 80.000 de euro. Nu-și permit mașina aia. Și al treilea, dacă ai rată la bancă, maximum 10% din venit lunar se duce la rată. Leasing sau credit auto. Așa se calculează. Nu sunt scoase din burtă, sunt niște calcule. În spate, raționamentul este acumularea netă. Acumularea netă, ca să fie bine, avuția trebuie să fie mai mare decât vârsta ori venit anual împărțit la 10. Dacă ai un venit anual de 20.000 de euro și vârsta e 40 de ani, trebuie să ai 80.000 de euro. Dacă n-ai 80.000 de euro, faci ceva, nu faci bine. Nu economisești. Cheltuieli iraționale, supradimensionate și așa mai departe. Asta este strategia. Înainte de a vă spune cum investesc, în ce investesc, mai important este să înțelegeți strategia. ODI, orizont pe termen lung, diversificare, investește periodic. Cum investesc? Principala strategie, ETF-uri. Sunt coșuri care reunesc mai mulți investitori. Ele pot fi gestionate de fonduri mutuale, fonduri de investiții. Puteți căuta pe Google ETF BET BVB. Dacă veți căuta, o să vedeți că există un ETF care replică indicele BVB. Eu pun 100, Adrian pune 100, Irina pune 100, se strâng bani și administratorul cumpără indicele pentru noi. Și uite așa, mergem cu piața, mergem cu indicele bursier. Și aici aveți toți administratorii de fonduri din România, pe site-ul aaf.ro. Când te duci la bancă, în loc să pui bani în depozit, cumpără unități de fond. Unități de fond, adică investești la fonduri de investiții. Și o să ies din prezentarea aceasta. Ieri am avut un seminar, am făcut o tombolă la Banii Mișcare. Cine a cumpărat cartea și a postat pe Facebook, a participat la un seminar
susținut de mine despre investiții și le arătam cum investesc eu. Nu știu dacă... Ia să vedem. Acum cred că se va vedea cu... Se vede o schemă făcută cu pixul? Da? Ok. Deci, apropo de investițiile financiare. Dar cred că schema aceasta e mai, e mai ușoară de aici. 30% fonduri mutuale în acțiuni, 30% replicare indice. Pe România replic eu direct indicele folosind brokerul Tradeville. E unul din cei mai mari, are cele mai bune condiții. Are și o aplicație mișto, ușor de folosit. Iar pe internațional replic indicele Standard & Poor's 500 și DAX din Germania. S&P-ul din America, DAX din Germania. Folosesc brokerul pentru internațional XTB. XTB pentru internațional, pentru România, Tradeville. Fondurile mutuale, eu sunt și vicepreședinte în Consiliul de Administrație la o bancă, datorită și acestei asocieri investesc prin BRD Asset Management, dar au și fundamente foarte bune și o echipă profesionistă. Puteți merge cu top 5 bănci, BCR, Raiffeisen, Banca Transilvania, ING, eu sunt cu BRD și sunt foarte mulțumit. Apoi 10% obligațiuni, jumătate guvernamentale, jumătate corporative. De obicei pe România mai mult. Apoi 10% din economiile lunare se duc la asigurare de viață, dacă mi se întâmplă ceva să fiu protejat, și 10% pilonul 3 pentru pensie la bătrânețe. Pentru că din pilonul 1 pensia publică, gradul de înlocuire a pensiei în salariu peste 20 de ani o să fie 40%. Adică dacă ai salariu de 1000, o să ai 400 de lei pensie de la stat. Ce prăbușire a standardului de viață. Nu o să mai ai pe cine să ne plătească pensie. Au plecat românii, emigrarea și natalitatea foarte scăzută. Și 10% startup. Folosesc platforma Seedblink și cumpăr acțiuni minoritare la startup-uri în tehnologie. Aici sunt foarte riscante, de aceea mă limitez la 10%. ETF-uri folosesc platforma Ulisse pe Tradeville și metale investesc, a întrebat cineva pe chat, investesc în argint și litiu. Litiu e nou petrol, e folosit la baterii. Dar atenție, acestea sunt tactile, adică mi le asum doar un an. Intru, ies, speculez, dar e doar 10%. Da? Și vreau să, dacă ne uităm la câteva exemple pe Ulisse, pe câteva ETF-uri, am dat pe Google Ulisse, vedeți și căutarea pe Google acum? Da? Am împărtășit tot ecranul. Ok. Mă duc la catalog și acum, de exemplu, merg părerea mea. Ce cred eu? Că anul acesta o să meargă foarte bine un ETF acesta, semiconductori. World of Microns, semiconductorii sunt extraordinar de căutați în foarte multe industrii pentru chipuri. Ia uite, randamentul 41% pe ultimul an. 41% randament pe ultimul an. Iarăși cred că are un potențial foarte bun anul acesta, în 2022. Tot ce ține de tehnologie. Uite, acest ETF, Technology, 38% randamentul pe ultimul an. Nu e o garanție a randamentului viitor, dar eu cred că consumul de tehnologie și de semiconductor va continua. De asemenea, comerțul online cred că va continua creșterea și este un ETF care investește dedicat pe online e-commerce. Era pe aici pe undeva.
click and buy online. Vedeți? Aici. Click and buy online. 22% randament pe ultimul an. Iarăși, Clean Water este un ETF care investește în companii care dezvoltă tehnologie de purificare a aerului și a apei, cu încălzirea globală, cu dezastrele naturale, cu poluarea, o să fie din ce în ce mai... Unde este Clean Water? Îl vedeți? Era undeva pe aici. Era mai jos, dreapta. Da, dreapta jos. Un pic mai jos. Mai. Asta. Bravo, Clean Water, ăsta e. Bravo, 23%. Bravo. 23%. Blockchain. Tehnologia blockchain. Mulți când au blockchain se gândesc la criptomonede. Superficial. Criptomonedele sunt pentru blockchain cum este MS Office pentru Windows. Eu cred în sistemul de operare, în Windows, nu în bloc, în criptomonede. Până când nu sunt reglementate, speculă, exotic, roller coaster, se dublează, scade la jumate, se dublează, scade la jumate. Eu nu pot să trăiesc așa. Blockchain, block by block, uite, ETF-ul ăsta, 13% pe an. A avut o evoluție foarte bună. Anul trecut, ETF-ul ăsta mi-a generat 90% în 2021. Față de 2020, 90%. Nu, în 2020 față de 2019 mi-a generat 90% randament. Dar astea sunt mai riscante. De asta, dacă mă întorc la prezentarea PowerPoint, vedeți? 10%. Se vede acum PowerPoint-ul cu tabelul acesta? Cu, da? 10% sunt pe ETF-uri. Pe genul acesta de ETF-uri. Dar replicarea indicelui 30%. Jumătate România, BVB și atenție, Aero. Începând cu octombrie 2021, poate nu cunoașteți, s-a făcut indicele Aero pe piața secundară. BVB, Aero. Cele mai performante 20 de companii din piața secundară. Aici e foarte interesant pentru că sunt companii mai micuțe, medii, care au potențial de creștere și mai mare datorită dimensiunii mai mici, efectul de bază, dar sunt companii foarte bune. Deci așa investesc, așa fac și ca să-mi închid prezentarea pentru că ne apropiem de final, închid cu această idee. Avem o datorie. Inclusiv Biblia ne învață treaba asta. Cu un alt tâlc. Dar avem pilda talanților. Cu cei trei ucenici care au primit 1, 2, respectiv 5 talanți. Cei care au primit 2, respectiv 5 talanți, i-au dublat prin muncă. Cel care a primit puțin și e sărac, din teamă, din frică, din lene, din confort, l-a îngropat. Și a zis, uite talentul. Am avut grijă de el. Dar nu așa avem grijă de talanții noștri. Sigur, învățătura biblică nu face trimitere la bani, de fapt. Învățămintea din spate se referă la talentele cu care noi suntem înzestrați. Trebuie să le descoperim, să le dezgropăm și să le multiplicăm. De o manieră în care facem bine comunității și oamenilor din jur. Iubește-ți aproapele. Eu m-am născut să fiu pictor. Și mă duc la un job de corporație ca să iau un salariu, ca să-mi întrețin familia. Dar eu sunt pictor. Dar mi-e frică să-mi urmăresc visul. Că dacă nu reușesc, dacă nu o să fie bine, dacă intru în insolvență, am cheltuiel cu familia, ce o să fac? Teama, frica, înnegrește creierul. De asta este important să fim independenți financiar, nu bogați. Independenți financiar. Să nu mai avem stresul banului. Să știm că banii produși de banii noștri ne vor întreține. Și după aia facem ce vrem noi, ce ne place. Pictorul e pictor, fotbalistul e fotbalist,
artistul e artist, matematicianul e matematician, fiecare face ceea ce a fost menit să facă pe acest pământ. Așa creștem noi, așa crește o țară. Și dacă nu înțelegeți impactul, vreau să vă spun doar atât. Am făcut un calcul. Ce se întâmplă dacă investim lunar la bursă pentru replicarea indicelui? 300 de lei pe lună, adică jumătate de pachet de țigări pe zi. Unde o să fie economia României în 2025? Acum 0,7% din români investesc la bursă. Ce s-ar întâmpla dacă am avea mai mulți? Dacă am avea 5% dintre români care investesc la bursă. PIB-ul ar crește cu 20%. Dacă am avea 10%, PIB-ul ar crește cu 45%. Dacă am avea 15%, PIB-ul ar crește 100%, se dublează. Și poate nu înțelegeți, dar este frustrant de enervant impactul potențial pe care îl putem avea noi toți dacă lucrăm împreună. Păi știți cât era PIB-ul nominal al României în 2010? 500 de miliarde de lei. Știți cât era în 2020? 1045 de miliarde de lei. S-a dublat, nominal, cu tot cu inflație. S-a dublat. Cât am adăugat poporul ăsta grădina, cum zic conspiraționiștii, că de aici s-a dezvoltat Homo sapiens. Grădina icoanei și toate care sunt și provin din România. Cel mai mare popor de pe pământ, cum zic conspiraționiștii și patrioții, care încearcă să valorifice politic. De la 500 de miliarde la 1000 de miliarde, cât am adăugat adițional? 500 de miliarde, nu? Ce este PIB-ul? Valoarea adăugată. Suma valorii adăugate create de toate companiile. Nu? Un fel de sumă de EBITDA a companiilor. Păi și dacă dublăm până în 2025, ajungem la 2000 de miliarde. Adică adăugăm în 5 ani 1000 de miliarde, de două ori mai mult decât în ultimul deceniu. De două ori mai repede, de două ori mai mult. Da, se poate. Dacă facem investiții și punem banii în mișcare. De asta am început emisiunea la Digi24. De aceea se cheamă Banii în Mișcare. Aceasta înseamnă Banii în Mișcare. Creșterea și dezvoltarea României. Nu este vorba doar despre ce facem noi în emisiune. Este vorba de efectul. Dacă punem 300 de lei pe lună ca indivizi, dar nu toți, 15%. 1.500.000. Suntem 70.000 acum. 1.500.000. Vine găina, vine și ouul. O să vină lumea la bursă, crește adâncimea, crește lichiditatea, o să vină și mai multe companii. Vin mai multe companii, vin mai multe oportunități, vine și mai multă lume. Ouul nu ne-l dă Dumnezeu. Trebuie să vină găina. Adică noi trebuie să venim, să investim și să creăm valoare cu banii noștri, care nu trebuie să stea la saltea, care nu trebuie să stea la depozite bancare, care sunt prea mulți blocați în imobiliare. E ok să stăm în casa noastră, proprietate personală. Știți câți oameni cunosc care mai au pe lângă propria casă încă 2, 3, 4, 5 apartamente? Deci bați joc de banii lor. Eu stau în casa în care stau și am lichidat-o integral și mi-am crescut confortul pe măsură ce banii investiți de mine au avut și mai mult randament și acum am lichidat integral. Stau într-un 3 camere, zonă bună a Bucureștiului, peste 100 de metri pătrați, spațios, frumos, central. Nu îmi trebuie. Ce să fac cu a doua casă? Nu dețin alte proprietăți imobiliare decât cu excepția casei în care locuiesc. Este o greșeală. Randamentul e prea mic. Și efectul multiplicator pe care l-aș avea în creșterea României este aproape inexistent. Face bani dezvoltatorul imobiliar, dar nu face bani România.
dacă cumpăr eu apartament. Asta e. Asta este, asta se poate. Avem datoria de a multiplica talanții și de a fi prosperi, dar nu doar noi, că asta este egoism. Prosperitatea noastră să ducă la prosperitatea unei națiuni. Numai așa putem să creștem și așa se face. Așa se implementează toate acestea. Acum, eu am ajuns aproape de final. Poate niște întrebări pe sfârșit. Nu știu cum preferați, Adrian, să închid prezentarea, să închid înregistrarea acum sau lăsăm și întrebările să răspund și la întrebări și apoi închidem înregistrarea? Lasă să meargă înregistrarea și o să urcăm noi pe YouTube sau pe Facebook exact în turile okay. care... Da? Okay. Florin, ce sfat i-ați da unui tânăr la 20 de ani? Investește maxim în tine. Creșteți competențele, performanța, competitivitatea. După ce vei investi în tine, ce o să faci? O să faci mai mulți bani. Ce o să faci mai departe? Rămâi acolo cu cheltuielile. Economisește și investește. Și dacă vi se pare că e un sfat prea simplist, o să vă arăt niște cifre care o să vă schimbe modul, dacă le înțelegeți, ar trebui să vă schimbe modul cum priviți banii în viață. Cât de important este să economisești, să investești de vreme în viață. Vreau să vedeți niște calcule. Și dacă nu le credeți, vă trimit și matematica din spate, dar sunt convins că și voi aveți cunoștințele, că doar sunteți la universitatea la care sunteți. Nu cred că aveți o problemă să calculați randamentele compuse. Faceți poză la chestia asta și calculați separat. O să vedeți că veți ajunge exact la aceste cifre. Am un tânăr în stânga care a început să investească de la 25 de ani până la 34 de ani. Doar 10 ani. Câte 2.000 de euro pe an, cât înseamnă în 10 ani? 20.000 de euro. Randamentul investițiilor după inflație am pus aici 8%. Am altcineva în dreapta, scenariul 2, care nu a economisit când era tânăr. S-a apucat de economii la 35 de ani. Timp de 30 de ani până la vârsta de pensionare, a pus 2.000 de euro pe an. 2.000 de euro pe anul, 30 de ani, cât fac? 60.000. La o dobândă, la un randament de 8%. Care dintre ei doi credeți că are mai mulți bani la 64 de ani? La 65 de ani? Cel care a economisit doar în primul scenariu, timp de 10 ani după care s-a oprit? Sau cel care s-a chinuit de 3 ori mai mult, dar a început cu 10 ani mai târziu? Răspunsul îl vedeți. Și dacă nu-l credeți, deschideți un Excel, apucați-vă de calcule. 314.870 în primul scenariu, 226.566 în al doilea scenariu. De 3 ori mai puțin a economisit, cu 50% mai mult are decât al doilea. Sau dacă vreți să inversezi baza, al doilea are cu 30% mai puțin decât primul. Cum se poate așa ceva? Se cheamă matematică. Se cheamă matematică, dar este înțelepciune. Suntem tineri, ne dorim primul salariu, vrem un telefon nou. Depinde ce vrem de la viață, un telefon nou sau vrem să fim independenți financiar. Nu merge cu amândouă, simultan. Nu poți să am ultimul gadget, ultimul Adidas, ultima haină, cele mai tari concedii, cele mai frumoase și să fiu și independent financiar. Ce sfat aș da unui tânăr? Investește maxim în tine, creșteți venitul, rămâi acolo cu cheltuielile. Economisește cât mai devreme în viață, investește, folosește timpul ca să fie prietenul tău, nu să fie dușmanul tău. Că timpul trece. Implacabil. Dar poate să-ți fie prieten sau poate să-ți fie dușman. Alegerea e la noi. Altă întrebare. Deci platforma olise.ro este una recomandată. Este o platformă dezvoltată de Tradeville care te ajută să investești tactil în niște ETF-uri mai riscante cu randamente foarte bune.
Deci o recomand, dar atenție, ați văzut, 10% din avuția mea să se ducă acolo maximum, pentru că e zona un pic mai riscantă. Altă întrebare, investițiile pe cont propriu versus investiții prin intermediul unui broker specializat. Nu se poate face investiție pe cont propriu fără broker. Ca să investești la bursă, trebuie un cont la un broker. Brokerul nu investește pentru tine. Tu decizi ce cumperi, ce vinzi. Deci, dacă vrei să faci tu aceste decizii, cum fac eu la BVB, dar merg cu piața, este investiția pasivă, adică replicarea indicelui. Cumpăr indicele. Dacă nu știți exact cum să faceți, căutați la Banii Mișcare, sunt toate emisiunile arhivate și înregistrate. Dați aici pe Google, Guda, puneți așa, Banii Mișcare, Digi24, gata. Și căutați aici emisiuni, investiții la bursă. Nu sunt decât 370 de episoade, 2000 de minute. Da, vreo 10 filme pe Netflix. De sărbători se consumă repede. Un film pe seară, cam în 10 zile, gata. Sau poți să investești în educația ta. Fiecare este liber să facă, să spună, să creadă ce vrea. Dar totul are un preț, chiar dacă este gratuit. Altă întrebare. Unde sunt întrebările? Nu mai ne apar. Pe bursa din București, cum se investește în mod practic? Cătălin, tocmai ce am răspuns. Că aici, în principiu, îți deschizi un cont la un broker și cumperi companiile din indice, dacă vrei să ai strategia pasivă, adică să mergi cu piața. Dacă vrei să cumperi tu și să vinzi o anumită companie la un anumit moment, adică să nu mergi cu piața, vă recomand, trebuie să faci analiză, nu? Să te uiți la companii, să vezi situațiile financiare, să faci valuation, ați făcut, nu? Multiplu de EBITDA, așa mai departe. Eu vă recomand ca referință să vă uitați pe BVB Research. Căutați bvbresearch.org. Este gratuit. Și aici costă timpul să te uiți, dar e o resursă valoroasă. Uitați-vă la rapoarte și uite ce spune despre compania Compet, un analist de la Raiffeisen Bank, foarte competent, care e absolvent CFA, despre compania Compet. Hold, păstrează. Și justifică analiza cu aceste calcule. Tiberiu Nicolae. E la CFA level 2. Îl știu. Și tot așa, antibiotice. Dar aici trebuie timp să face evaluare, analiză. Eu merg cu piața. Merg cu piața, cumpăr indicele. O să mă întrebați cum faci concret. Pe scurt, calculez capitalizarea bursieră pentru fiecare companie, văd ponderea în indice și cumpăr companiile din indice după corata pe care o au în indice. Detaliez în emisiunile Banii Mișcare, le căutați, investiții în piața de capital. Se cheamă investiții la bursă, investiții la BVB, investiții în piața de capital. Le căutați, sunt toate aici și le vedeți după titlu. Uite, asigurări, educație financiară copii, fonduri de investiții capital privat, venture capital, VC-uri și tot așa. Le căutați, aveți o arhivă, sunt, spuneam, peste 300 de emisiuni. Sunt foarte multe pagini, 9 pagini, pe fiecare pagină sunt sute zeci de emisiuni, 13 pagini, da? Și așa mai departe. Cred că dacă veți da și Google Direct, Guda Iancu, cum replic indicele? Replicare indice pe YouTube. N-aveți nicio scuză. Da? Dați click, 5 minute, explic acolo tot ce trebuie să știi. Altă întrebare. Sunt foarte multe, sper să nu ratez. Ce părere aveți de NFT-uri? Nu mă pricep atât de bine, nu pot să emit opinii. E un domeniu nou pe care încă nu l-am aprofundat suficient de mult încât să emit opinii. Dacă am cont de economii la bancă, cum aș putea investi? Care ar fi procedura? Păi, cumperi unități de fond la fondul de investiții al băncii,
este cel mai simplu, exact ce vă spuneam eu când vă explicam, de exemplu, pe componenta cu uite aici, fondurile mutuale. Da? 30% din banii mei, din economiile lunare, se duc la fonduri mutuale, la BRD Asset Management, cumpăr unități de fond. Deci în loc să pui banii în conturi de economii, în fiecare lună, o sumă egală de bani, nu se spun niciodată nimănui să pună toți banii într-un moment, într-un activ. În fiecare lună, o sumă egală de bani, cumpăr unități de fond. Și o să ai o discuție consultativă cu consilierul de la bancă, te duci în bancă, deschizi ușa, închizi ușa, te duci. Și spui, în loc să țin banii în contul de economii, vreau să cumpăr unități de fond. Cine poate să mă consilieze? Și o să vină un consilier, de preferat te duci într-o sucursală, nu într-o agenție, agenția are puțin oameni și nu toți sunt seniori, și îți explică. Și o să înceapă să te întrebe. Câți bani ai? Ce obiectiv ai? Ce familie ai? Ce cheltuieli ai? Care este abilitatea ta de a prelua risc? Și o să-ți dea un chestionar, te va profila, se cheamă, și o să-ți facă o recomandare. Gigele, din banii tăi, jumătate îți recomand să cumperi unități de fond la BRD acțiuni, 30% la BRD Sinfonia, care e pe obligațiuni guvernamentale, și 20% obligațiuni guvernamentale și 20% obligațiuni corporative mix euro și USD. Și întrebi, te lămurești, citești prospectul care zice regulamentul după care se vor face investițiile și apoi te apuci de investiții. În loc să ții banii în contul de economii, transfer banii în contul de investiții și uite așa banii încep să producă pentru tine the real money, adică nu 2% pe an. Obiectivul meu e 10% pe an. Realitatea 11%, cam atât o obțin eu, după ce scad inflația. Ce înseamnă? Îmi dublez banii la 7 ani. Ia ridicați, deschidem un Excel aici. Power 1,11 la puterea 7. 208%. Dacă nu dublezi banii la 7 ani, ai o problemă. Nu știi în ce să faci investiții. Măcar 10% pe an? Uite, cu 10% pe an. Nu 1,11, 1,10. 195%. Minus principalul, randament 95%. Dacă nu dublezi economiile la 7 ani, ai o problemă, din punctul meu de vedere. Iar în cartea Banii în mișcare, de 350 de pagini, 100 de idei, cum să faci concret. Zilele astea costă doar 28 de lei. Unii cumpără, alții nu cumpără. Fiecare este liber să aleagă ce vrea. Totul are un cost. 90% din banii românilor stau în depozite și imobiliare. Și batem pasul pe loc. Ce mai avem? Deci am răspuns la aceea cu NFT-ul, cu economii. Se pot deschide și conturi online. Da, Cătălin, la TradeVille și la XTB poți să deschizi un cont online în 3 minute. Este dificil să-ți faci un cont pe aceste conturi de investiții. Nu, durează 3 minute la broker. Dacă vrei un cont de investiții la bancă, adică la fondurile mutuale, la fondurile de investiții, o să dureze prima întâlnire o oră maxim. Profilare, analiză, prospectare, în ce vrei să investești, dar după aceea dai un click pe lună și se duc banii din contul de economii în contul de investiții și dacă vrei să automatizezi, nici nu trebuie să dai un click pe lună, că se duce automat și trimiți 100 de lei, 200 de lei, 300 de lei, cât vrei, cât poți. Pe măsură ce câștigi mai mult, investește mai mult, nu cheltui mai mult. Lasă banii să producă și după ce o să producă, după aia îți crești standardul de viață, nu pe datorie. Ce părere aveți despre investițiile în cripto? Păi v-am spus, sunt foarte riscante, nereglementate. Eu nu investesc în așa ceva. După ce se vor reglementa, mai vedem. Dar momentan investesc în ETF blockchain, pe Ulisse. V-am arătat unde să vă uitați și cum se face. Îți deschizi un cont la TradeVille și pui banii și cumperi ETF care investește în blockchain. Problema nu este doar că e riscul mare, randamentul raportat la risc. V-am arătat acest grafic, îl vedeți încă o dată, Sharpe ratio, indicatorul randament minus rată fără risc. Rata fără risc este randamentul la obligațiunile guvernamentale împărțit la deviație standard. Calculez pe un an. Cât este? Randamentul pe un an minus dobânda la obligațiunile guvernamentale pe un an, ca să fie același orizont, împart la deviația standard la Bitcoin și o să văd că
E de două ori mai prost să investesc, mai prost, mai slab calitativ activul. Cu cât un activ îți dă randament mai mare pe unitate de risc, cu atât e mai bun. Bitcoin-ul și criptomonedele în general dau un randament, având în vedere riscul pe care îl au, prea foarte volatil, foarte riscant și impredictibil și nu e justificat randamentul la risc. Adică am alte alternative mai bune din perspectivă randament la risc. Deci nu. Nu investezi. Dacă vrei să investiți, vă păcăliți, nu se cheamă investiție, se cheamă speculă, în primul rând, și puteți să o faceți, fiecare este liber să facă ce vrea, dar nu vă recomand mai mult de 3-4% din avuția voastră netă. Adică ați acumulat 100.000 de euro, aveți datorii de 90.000, cât e avuția netă? 1.000, cât vine? 10.000 de euro. Nu investiți mai mult din 10.000, cât vine? 300, nu? 3.000 vine, da, 300. Maximum 300 de euro la o avuție netă de 10.000. Un exemplu, ai un credit de 90.000 și acumulările tale sunt 100.000. Avuția netă e 10.000, mai mult de 3% nu recomand. Pentru că toată zona tactilă trebuie să fie 10%. Iar criptomonedele trebuie să fie o parte din zona tactilă. Mai mult mi se pare în acest stadiu extrem de riscant și foarte nejustificat, ca să spun. Cred că cu aceasta am răspuns și la toate întrebările. Eu vă mulțumesc pentru interes și pentru atenție și pentru timp, pentru că ați rămas alături și să